Astăzi, rata de incidență de infectare cu COVID-19 în județul Hunedoara, care este în continuă creștere, a ajuns la 4,37. În orașul Simeria se înregistrează cea mai mare rată de infectare cu COVID-19 din localitățile urbane ale județului Hunedoara, aceasta fiind de 7,82 la 1000 de locuitori. Dar, cu toate acestea, o parte dintre medicii de la Centrul de Evaluare a Pacienților Pozitivi la testul COVID-19 nu sunt de acord să presteze acest serviciu medical, situație confirmată de către Sebastian Mezei, directorul executiv al DSP Hunedoara, într-o declarație acordată în exclusivitate pentru 1 TV Deva. Domnule director, centrele de evaluare COVID din județul Hunedoara au fost stabilite? Da, au fost stabilite. Sunt 9 centre care au fost avizate de către DSP Hunedoara. În acest moment 8 au semnat contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate și sunt operaționale. Pot să primească deja pacienți pozitivi. Mai avem unul la spital la Simeria, unde sunt ceva probleme legate de medici, de niște medici care au refuzat să lucreze în aceste centre de valoare. Urmează să vedem împreună cu conducerea spitalului cum vom rezolva acea problemă acolo. În rest, totul este în regulă, există tratament suficient. Sunt pregătite toate condițiile astfel încât pacienții să beneficieze de evaluare de calitate. Tot de astăzi, 20 ianuarie, DSP Hunedoara a anunțat că sunt funcționale cele 9 centre de evaluare a pacienților pozitivi la testul COVID-19 și care vor funcționa la spitalele din Hațe, Gorăștie, Hunedoara, Vulcan, Lupeni, Petroșani și Brad, la care se adaugă și sanatoriul TBC din ultima localitate menționată. Excepție face centrul din Simeria, unde activitatea nu se poate desfășura deocamdată din cauza refuzului medicilor.